ziua tuturor și bine v-am revăzit. Eu sunt Alida Cosma și o să fiu și astăzi gazda dumneavoastră. Mă bucur să vă revăd pentru că, așa cum bine știm, ne-am întâlnit și chiar de curând cu unii dintre dumneavoastră în diverse contexte și sunt absolut convinsă că o să petrecem și astăzi o după-amiază frumoasă împreună, mai ales că, iată, celebrăm un eveniment frumos, superb. Vorbim de Mărțișorul pentru Mama. Este un eveniment organizat special cu ocazia zilei de 8 martie pentru mămici, pentru bunici, pentru sexul frumos în general. Dar mă bucur că văd și tătici aici prezenți în sală să sărbătorim frumos, așa cum se cuvine doamnele și domnișoarele. Este vorba de un eveniment oferit de clasa de canto, muzică ușoară, coordonată de Roxana Preudesei, Centru pentru Cultură și Arte Carmen Seculară și, bineînțeles, cu sprijinul Consiliului Județean Neamț. Vreau să invit alături de mine pe Roxana Preudesei, coordonatorul clasei de canto și vreau să o salutăm. Sufletul Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculară Neamț, cea care de fiecare dată, așa cum bine știm, este alături de copii frumoși, de tinere talente și sprijină tot ceea ce înseamnă activitate culturală, artistică în județul Neamț. Carmen, să-ți îmânezi microfonul, să ne spui câteva cuvinte. Bine v-am găsit! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi să vă bucurați de câteva mărțișoare muzicale pregătite de elevii clasă de canto doamnei profesoare. Un cadou din partea acestor copii talentați pentru mame, persoanele cele mai speciale din viața noastră a tuturor. Mulțumesc Consiliului Județean, cum a spus Alida, finanțatorul nostru principal, care ne sprijină de fiecare dată în realizarea de evenimente frumoase și de promovarea tinerilor talente. Mulțumesc dumneavoastră că sunteți aici, o primăvară frumoasă și țin să-i mulțumesc doamnei profesor că s-a alăturat în demersul nostru de a îndruma copiii către frumos și de a vă susține și pe dumneavoastră, dragi părinți, să-i duceți către frumos, să se bucure și să-și umple inima de frumos. O primăvară frumoasă și mulțumesc, doamna profesor! Cadoul este din partea tuturor elevilor. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați răspuns invitații. Vreau să mulțumesc doamnei director pentru sprijinul pe care ne-l acordă de fiecare dată în realizarea acestor frumoase spectacole. Talidei vreau să-i mulțumesc pentru că de fiecare dată ne ajută ca spectacolele noastre să fie unele reușite. Vă mulțumesc vouă, dragii mei elevi, dragii mei copii, pentru că munciți, pentru că vă străduiți. Sunteți în egală măsură dragi, vă iubesc pe toți, am mare emoții în momentul ăsta. Eu prefer să cânt decât să vorbesc. Astăzi nu o să cânt, promit că într-un viitor spectacol o să și cânt. Vă mulțumesc, dragi părinți, pentru că de fiecare dată răspundeți tuturor acțiunilor pe care eu încerc să le fac pentru copiii noastre. Și vă doresc să aveți o primăvară faină, nu frumoasă, așa cum zice toată lumea, faină. Și să vă bucurați de copiii dumneavoastră, să-i sprijiniți așa cum o fac și eu și să ne bucurăm împreună de reușitele lor. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți, atât pentru copiii dumneavoastră, cât și pentru mine, pentru că mă ajutați enorm să duc la bun sfârșit proiectele noastre. Și vă doresc vizionare și audiție plăcută. Mulțumesc frumos! Îmi place tare, tare mult pentru că am început acest eveniment cu foarte multă emoție în suflet și cu mult drag și sunt absolut convinsă că așa vom continua pentru că cei mici vor cânta cu tot dragul pentru
mămicilelor, pentru dumneavoastră, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, în primul rând, sunt copiii dumneavoastră cei care vor evolua pe scenă. Spectacolul cuprinde piese dedicate mamei, primăverii și piese de dragoste. Copiii vor evolua în fața dumneavoastră și vreau să spun că nu orice fel de copii, ei au rezultate deosebite obținute la concursuri naționale și internaționale. Sunt prezenți permanent la emisiuni televizate unde au obținut trofee și premii importante, iar săptămâna trecută au obținut rezultate deosebite în cadrul festivalului Dansând cu Fulgii de Zăpadă, ce s-a desfășurat la Bacău și vreau să îi aplaudăm pentru asta. Iată încă o dată că sunteți foarte buni, sunteți talentați și iată că atât profesorul vostru cât și părinții se mândresc, sunt convinsă, cu voi și cu rezultatele voastre. Și zic să începem, nu? Că de vorbit am tot vorbit, dar sunt convinsă că vreți să cântați, vreți să-i ascultați și să-i vedeți și vreau să-l invit pentru prima dată aici pe scenă lângă mine pe tânărul Octavian Afrăsinei. Dacă este pregătit, primiți cu aplauze. Când v-am interpretat înseamnă I'm falling in love. Uite microfonul acolo. Succes! Mulțumesc! Luciana se numește,
a Mariei. Deci ei sunt mai curajoși în prima parte a spectacolului. Și piesa pe care o va interpreta se numește Let Her Go. Succes! Ajute să
știu pe care muzicii și mulțumesc foarte mult pentru ce a făcut. Ce emoții! Și lacrimi, vă face frumos! Foarte frumos! Despre asta este vorba până la urmă astăzi, despre felul în care ajunge mesajul copiilor dumneavoastră la dumneavoastră și ce cred că, nimic nu cred că poate fi de altfel mai frumos decât să primiți atât de pur și de sincer un alt fel de te iubesc, pentru că spuneam mai devreme, vorbim de un mărțișor muzical pe care o să-l primiți astăzi în dar. Piesa ta se intitulează I Surrender. Succes!
pentru Denisa. O piesă deosebită, dar cu un grad foarte mare de dificultate și așa cum ați putut asculta și dumneavoastră, Denisa a cântat-o impecabil. Felicitări încă o dată. Dragii mei, avem junioara, e cea mai mică? Este? Dar pe acolo, da? Hai să o primim cu drag și cu multe, multe aplauze pe Alexia Pontese. Bună! Eu sunt Alexia. Știu că te-am prezentat. Hai să stăm cu fața la public. Știi ce vreau să te întreb pe tine? Ce? Cum e asta ca mama să-ți fie și profesor de canto? Foarte bine. E tare? Da. Când ai început tu să cânti prima și prima dată? Nu știu. Burtica. Nu mai ține minte pentru că da, probabil că burtica. Cine a strigat? Tata? A strigat tata. Nu, tata e acolo, să știți că eu cunosc familia. Aplauze așadar, te ascultăm. Cea mai frumoasă stea. Laura Armașu, tu, mama,
Se numește piesa și vreau să o încurajăm cu aplauze. Și chiar vă sugerez, dacă piesa o cere, puteți aplauda. Cine dorește poate să și danseze. Succes! Doi, spatele la ea.
doamnelor și domnilor, vom continua imediat programul, dar aș vrea să fac un mic anunț și să vă invit să rămâneți alături de noi până la final, pentru că vor mai evolua aici pe această scenă copii foarte frumoși și foarte talentați. Și cred că, așa, la final de săptămână, fiecare dintre dumneavoastră meritați să vă faceți loc în agenda pentru 2 ore de program și să vă bucurați de acești copii frumoși. Insistăm așadar să rămâneți alături de noi și să nu plecați, pentru că fiecare dintre ei merită, în primul rând, susținerea dumneavoastră. Mergem mai departe și o invităm pe scenă pe domnișoara Larisa Bârlădeanu. Mult succes! Ochii tăi cu scripit de stea, două fel.
ajuns numai un sărut ca să uit tot ce m-a dus, să-mi găsesc chiar încrederea. Numai tu luminezi viața mea. Te iubesc cu toată ființa mea. Știu ce vorbe să adun, să pot să-ți spun ce-mi simte inima. Dar te iubesc pe sufletul curat și sână bună din povești. Ce-mi dăruiești tot ce-am visat să fii adevărat. Te iubesc toată ființa mea. Știu ce vorbe să adun, să pot să-ți spun ce-mi simte inima. Mulțumim frumos pentru această piesă deosebită. E clar că ați simțit mesajul și mă bucur încă o dată că avem posibilitatea să petrecem această după-amiază împreună. Se pregătește acum Mirabela Ciobanu, Pacea e speranța ta. Și în orice loc de aici, de
Mirabela Ciobanu pentru dumneavoastră și se pregătește Iuliana Ciuraru. Vreau să vii în viața mea. Să o primim cu aplauze. Succes!
Mulțumesc, Liliana! Și continuăm programul și această seară frumoasă aici la Mărțișor pentru Mama și ne invităm în scenă, în aplauzele dumneavoastră, pe cine oare? Cine oare vine pe scenă? Pe tine? Pe tine te invităm? Cum te cheamă? Ștefan. Și mai cum? Teodor. Și mai cum? Cojan. Așa, să spunem tot numele. E tot la categoria dintre cei mai mici, da? Îți ținem pumnii, mult, mult succes! Mulțumesc! Thank you.
scenă pe Giulia Diaconu. My head.
și mărțișorul muzical la mămica ei, probabil plecată undeva peste hotare. Ne bucurăm că a fost alături de mama ei în forma aceasta. Continuăm spectacolul și acum urmează Diana Dumitru și piesa Îți mulțumesc. Mulțumesc! Succes! Thank you.
chiar acum, Ariana Grigoraș, Te voi iubi, mămico, se numește piesa pe care o va interpreta și hai să vedem, putem aplauda?
vedem cine urmează, Alessia Cuci și o piesă foarte frumoasă, mulțumesc, iubită mamă. Hai, Alessia, să facem un pic cunoștință, să vedem cu cine ai venit. Hai să... Am venit cu bunicii mei și cu mama mea. Unde-i mama? A, filmează. Păi zic să dați telefonul bunicilor. Așa. Și dumneavoastră să veniți un pic până aici, pe scenă, lângă noi, că facem un exercițiu. E un test de presiune pentru tine și sunt convinsă că o să faci față, pentru că vreau să văd așa cam câtă emoție să fie când o să cânti cu mama lângă tine pe scenă, da? Succes! Să le aplaudăm! Thank you.
Aplauze și pentru mama și pentru fetiță. Cum dau mămicile așa curaj și energie frumoasă copiilor lor, nu dă nimeni, e clar. Mulțumim frumos pentru acest moment deosebit. Și continuăm seara, că deja s-a înserat, și invităm alături de noi pe Alexandra Iftime. Va interpreta piesa Flashlight. Aplauze! Yeah.
Este? Am zis bine numele, da? Sau Patricia, trebuie să zic pe românește, da? Să nu mai franțuzez nimic. Shameless se numește piesa. Succes! Trebuie să-i faci o cântare seara aceasta. Succes! Mulțumesc mult!
Nu mai când se-a vine
felicitări, Ale. O, a fost foarte și foarte frumoasă. Aia sunt pe doamne, pentru că am emoții. Și sunt înțeleg că reușim să ne transmită mai departe. A fost foarte bine și sunt absolut convinsă că data viitoare o să fie și mai bine. De tine depinde să-ți depășești aceste emoții și să ai curaj să revii pe scenă și altă dată, și altă dată și să fie și, și mai bine și mai bine. Și asta se promit demonstrează, asta demonstrează că e live, corect? Da? Și e emoție. Mai ales că nu e foarte simplu și pentru copii. Unii dintre ei probabil că sunt pentru prima dată pe o scenă sau oricum, e clar că sunt la început de drum. De aceea vă spunem că este important să rămâneți până la final alături de noi, pentru că au nevoie de încrederea dumneavoastră și de susținerea dumneavoastră și puteți să-i sprijiniți cu aplauze, da? Hai să vedem! Unde am rămas? La Nazaret Maria și piesa Treabă, deci mai dragi. Și mântăria cu Bălăruța. De scenă. Aha, e face parte din costumul de scenă, da? Cu cine ai venit? Mama. Unde este? O mânuță sus, mămica. Ce îi spune mamei? Vino cu Martie. Îți mulțumesc că ești. Păstrăm secret că mai e până atunci. Dacă e cu minte mama, nu o primește ceva. Succes! Senzațional, foarte bine, super. Vă zic așa, cine are emoții, vine.
vină cu pălărie data viitoare la spectacol și se rezolvă problema. Ia să vedem cine urmează. Miriam Obada. E fără emoții, da? Dacă e fără emoții, avem mama aici în public? Da, e acolo. Acolo e mama și aici e mesajul tău pentru ea. Vreau să spun că te iubesc foarte mult și mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine. Succes! A spus și pe voi, știți? Sleep at night.
frumoasă și suavă. Și o invităm acum pe domnișoara Smaranda Pintilescu, care interpretă piesa Beautiful. Eu cred că piesa aceasta e aleasă special pentru mama ta, pentru că ai o mamă foarte frumoasă. Ai un mesaj pentru ea? Da, vreau să spun că îmi iubesc foarte mult și mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine până acum. Ia auzi! Și mami te iubește, succes! Ai venit cu galerie. Da. Ce spune mamei?
acest drum al muzicii. Te iubesc mult! Succes! Cât am dat, tot aș vrea să dau. Cât am luat, tot mai vreau să iau. Să înțeleg lumea cum e ea și vreau să mă apropii de stea. Viața e ca un cerc închis, până acum l-am deschis. My body's dead.
dumneavoastră. Succes, draga mea! Ce cânti? Charles Thomas, succes! Într-o zi știu că m-aruncat sus în podul celui tar și într-un colț vechi și prăpuit n-o să crede ce-am găsit. Rochii vezi puși transfuzici și undulea cu pălărit. Charles Thomas, Charles Thomas, și să-mi pierzi părul într-o parte, citește-mi iar adică.
treabă pe stăpân. Și multe altele ce-o sta, o sta acum în grija ta. Deci dacă grijile la ta. Și mi-ar plăcea să fii mama.
cu cine ai venit? Cu mama. Cu mama. Și zic, măi, tatăl, domnul cu plămânul roșu este tatăl tău? Nu. Nu. Este un domn care se ține de glume de la început până la final. O să aflăm cine e domnul. Soțul tuturor, am înțeles. Avem mesaj pentru Monica? Da. La ce te-ai gândit? Nu, n-am cu bunică? Da. Dar cu cine ai venit? Cu tata.
cu tata. Tata filmează, deci ajunge mesajul și la mama, dacă vrei să transmiți ceva. Spune ceva mamei de 8 martie? Te iubesc foarte mult și te iubesc pentru tot ce îmi faci. Nu știu altora cum sună, dar cu sigur
Și invităm acum pe domnișoara Sofia Todeliță. Uite, ia microfonul. Va interpreta piesa Ghiocelul La La La. E La 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 Ghiocelul tău, da? Câți ani ai tu? 5. Ea e cea mai mică, nu-i așa? Da. E Mezina. Succes! Haideți să o încurajăm, vă rog frumos! Dacă nadul este jos,
aplauze pentru Denis. Și iată că ne apropiem de finalul acestei seri și mai avem misiunea să prezentăm pe cineva. Co-prezentatoarea mea mă ajută. Cine urmează? Justina. Urmează Justina. A Night Like This se numește piesa ei. Și ascultăm... Corect, e cam seara de acum. Ne apropiem de noapte. Așa că o ascultăm cu drag. Sunt niște oameni deosebiți care ne-au ajutat să punem totul
la punct aici, de la sonorizare, Tavi cu camera video, foto, cei de aici foarte primitori de la sală. Vă mulțumim tuturor pentru ceea ce faceți pentru noi. Vă mulțumim! Mulțumim încă o dată! Ați participat la evenimentul Mărțișor pentru Mama, organizat de clasa de canto, muzică ușoară, profesor Roxana Prăvădesei. Haideți încă o dată să o aplaudăm și să o felicităm pentru doamna Mărțișor. Mulțumiri cepilor de cultură și apropiată să vă mulțumesc prezența directorului Carmen Elena Anastase și, desigur, nu în ultimul rând, mulțumim pentru sprijinul financiar pentru toate evenimentele culturale Consiliului Județean Neamț și domnului președinte Ionel Arsene. Și am un mesaj aici în final, înainte să ne luăm rămas bun, că mi-a atras atenția că a uitat să spună mesajul pentru mămică. Hai să vedem! Mama, la mulți ani și nu uita că te iubesc! Doamnelor, domnișoarelor, la mulți ani tuturor, să fiți fericite, să fiți iubite și să aveți o primăvară așa cum vă doriți. Toate bune vă doresc, la revedere! Și eu vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-am acordat. Vă mulțumesc din suflet, de deosebit. Vă mulțumesc!